Locuitorii din Șerbănești au obținut și în acest an producții bune la grâu, chiar dacă vremea nu a fost așa cum și-au dorit-o. În ciuda ploilor care s-au tot abătut peste această zonă, campania de trăierat s-a încheiat cu bine, oamenii reușind să pună la adăpost producțiile obținute. Ați terminat recoltatul? Da. Și cum e producția? Potrivită. Mai bună sau mai rea decât anul trecut? Nu e nici bună, nici rea, că știi ce s-a întâmplat, a mai bătut piatra, dar e potrivită. De an bun, locuitorii din comună sărbătoresc încheierea secerișului, bucurându-se de bucatele obținute și de primele pâini făcute din grâu nou. Dacă producțiile diferă de la an la an, în funcție de condițiile meteo, ei se declară mulțumiți de grâul obținut. Pentru a readuce aminte tuturor importanța grâului și a pâinii, ei organizează o expoziție de produse de panificație intitulată sugestiv Drumul Pâinii. Uităm și că în viața satului meșteșugurile au avut un rol foarte important. În comunitatea sătească existau fierari, existau dulgheri, existau tâmplari, totul se petrecea în comună. Erau și meșteri care lucrau în lemn, erau meșteșugul pojocăritului, care s-a practicat în toate comunele județului. Sărbătoarea secerișului a fost înființată în urmă cu 9 ani de edilul localității, care a dorit astfel să marcheze finalizarea treieratului, o activitate foarte importantă pentru oamenii din zonă, și a le oferi acestora ocazie să se distreze și să socializeze. Cu ocazia acestei sărbători populare se premiază cei mai valoroși copii și cele mai statornice cupluri. În plus, edilul profită de ocazie pentru a-și informa consătenii de investițiile pe care le dorește pentru comunitatea locală. Șerbănești va avea investiții care se vor realiza în anul acesta și în anul următor. Voi termina aproape în întregime, mai puțin poate canalizarea, pentru că nu depinde 100% de noi. Foarte mult a influențat și ne-a ajutat SGA World pentru decolmatarea pânului Dorofei și în ultimul timp nu am mai avut inundațiile care le-am avut în 2005. Ca de fiecare dată, alături de locuitori se află și conducerea administrativă a județului, care încurajează sărbătorile locale, considerând importante manifestările ce duc mai departe specificul fiecărei zone. Iar la Șerbănești a devenit o tradiție să se aducă un omagiu grâului prin sărbătoarea secerișului. Merită grâul secerișul o zi specială? Merită. Întâi merită pentru că doamna etnolog a prezentat acolo un trecut istoric pe care eu l-am trăit, m-a impresionat. Tinerii trebuie să știe ce a fost odată, să poată face deosebire între realizările de astăzi ale științei și primitivismul în care produceam noi alimente, adică grâu, porumb. Primăria, Consiliul Județean, cei care organizează, e meritul lor și felicităm. Mulțimea, numărul mare de oameni prezenți arată că prezintă interes și plus că sunt acest eveniment este de câțiva ani de zile. Este o sărbătoare frumoasă la care participăm cu drag. Cu toții am venit din respect pentru dumneavoastră, din respect pentru domnul primar, pentru domnul Drăghicescu, că de fiecare dată și dumneavoastră ați fost alături de noi când v-am solicitat ajutorul. Vă mulțumim pentru acest lucru și noi vă asigurăm de tot sprijinul nostru în toate proiectele pe care și le propune comuna dumneavoastră. Cu toții suntem alături de domnul primar în tot ceea ce își propune, administrație locală, administrație județeană, parlamentari, oameni din instituțiile deconcentrate, cu toții punem numărul, pentru că toate comunele din județul Olt și Șerbănești merită acest lucru, merită să devină comune europene. E zi de sărbătoare, spun și eu la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ilie, la mulți ani Șerbănești, pentru că e ziua noastră, e zi de sărbătoare a localității și petrecere frumoasă în continuare.